Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune. Vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Oameni cu Poveste. Poveștile de altă dată se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice cosânzeană o mândră europeană. Iar făt frumosul acestei ere nu are cal, ci cai putere. Și totuși, omul, avem norocul, mai poate să sfințească locul. Profesor universitar emerit, doctor inginer, Corneliu Berbente. Stimați telespectatori, invitatul meu din această emisiune, o surpriză pentru dumneavoastră, mă refer la titlul emisiunii, este o veche cunoștință, simpaticul meu colaborator, prietenul meu, doctor matematician, inginer electronist, biolog, Eleodor Bistriceanu, pe care vreau să-l salut. Bună ziua, domnul Bistriceanu, bine ați revenit de 10 ori. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Bistriceanu, aș vrea să începem cu o întrebare. Am terminat împreună un maraton pe care l-am numit Inteligența Animalelor. Dacă nu greșesc eu, am numărat 10 emisiuni. Rezultatul acestei colaborări de suflet, de prietenie, că în final a dus să ne și la o prietenie, am înțeles că este o carte, Inteligența Animalelor, care urmează, nici nu mai știu care este istoria ei, o știu, pentru că am participat împreună de la prima filă până la ultima emisiune. Care e stadiul cărții? Cartea este în curs de apariție, se lucrează la ea. În curs de apariție, da? Da. Bun. Urmează să dați bun de tipar, totuși, nu? Este un proces iterativ de obținere a produsului final. Deci se face o corectură, după care se face încă o corectură și așa, și așa mai departe. Să mai spunem telespectatorilor că prefața este semnată de domnul profesor universitar doctor Dumitru Constantin Dulcan, pe care îl salutăm ori de câte ori avem ocazia. Dânsul a încurajat demersul dumneavoastră și să așteptăm cartea. Sunt convins că această carte va sta în picioare. Să sperăm. Ați uitat ciclul de emisiuni Inteligența Animalelor? Nu, cum aș putea să-l uit? Nu, doar a fost un galop de câteva luni. Da, chiar galop, da? Care a necesitat foarte multă muncă. Bun. Și acum, un alt galop, nu știu dacă trebuie să schimbăm, deci când la trap, când la galop, deci să rămânem la galop, da? Galop pe care l-am numit noi, cu curaj, Eternul Feminin. Eternul Feminin, mai concret, în capodoperele lumii. Am discutat de fiecare dată, ați realizat un material, am discutat și pe material și iată-ne deja la prima emisiune, pe care am intitulat-o Eternul Feminin în capodoperele lumii, Femeia ca prezență încântătoare, este un titlu pretențios, mai ales pentru prima emisiune, vor veni cu siguranță și altele, întorcându-ne la Eternul Feminin. Eu, documentându-mă, mi-am notat următoarele, că Eternul Feminin este o sintagmă probabil imposibil de definit. Greșesc? Nu, este într-adevăr un edificiu extraordinar de complex și de aceea foarte, foarte greu de definit. Putem da exemple de frumusețe feminină, dar nu putem defini frumusețea feminină. Nu putem defini încă, da? Totuși, nu. Acest etern feminin a fost foarte provocator pentru scriitori, muzicieni, psihologi, filozofi și, de ce nu, pentru noi toți bărbații. Da. Nu greșesc, nu? Nu, deloc. Atunci vă pun o întrebare. Ce apreciați dumneavoastră cel mai mult la o femeie? Dumneavoastră. Oh, este o întrebare foarte grea. Îmi pare că am început așa, dar știu că vă plac întrebările. Eu iubesc mult răspunsurile dumneavoastră. Foarte grea. Voi încerca să răspund prin aceste emisiuni. Am înțeles. Dar apoi și pentru dumneavoastră ce apreciați, da?
Haideți să luăm de la alții, da? Apoi să le dăm iarăși la lume și în final. Bun. Ne-am propus ca obiectiv pentru acest ciclu de emisiuni Eternul Feminin, pe care doresc să-l realizăm împreună, sigur, și cu telefoniști acolo unde este cazul, să identificăm elementele măcar parțial definitorii al acestui Etern Feminin, Etern Neînțeles. Oare vom reuși noi? Este o sarcină foarte grea. Ne-am încumetat. Sper să nu clacăm. Cu slabele noastre puteri vom încerca să subliniem, să punem în evidență câteva, măcar câteva ipostaze ale acestui edificiu numit Eternul Feminin. Eternul Feminin are o parte foarte mare de inefabil. Cerșe la fa. Domnul Bisericianu, ați pronunțat cuvântul cheie ipostaze. Sigur că emisiunile noastre se vor baza pe aceste ipostaze pe care dumneavoastră, după un studiu atent, migălos, disciplinat, le-ați identificat. Eu mi-am notat câteva de comun acord și să-mi spuneți dacă greșesc sau mai trebuie ceva adăugat. O primă ipostază, femeia ca prezență încântătoare. Un subiect pe care îl abordăm chiar astăzi, da? Da. Apoi, un alt subiect, femeia mamă. Da. Subiect greu, subiect delicat. Da. Femeia blândă, pură și statornică. Și adesea femeia care suferă tocmai din acest... Tocmai pentru aceste calități. Puritate, da, atribute esențiale. Da. Da. Și acordăm chiar un spațiu destul de vast. O altă ipostază, femeia fatală, femeia demon. Da. Interesant. Deci există... Salomea, Dalila. Da. Femeia povestitor de geniu. Da, cazul Șeherezadei, da? Șeherezadei, eroina principală, putem spune, din ciclul 1001 de nopți. Femeia patriot. Da. Femeia salvatoare a poporului. Da, cazul Iuditei din Vechiul Testament. Femeia războinică. Bănuiesc că vă referiți la amazoane, da? Da. Să așteptăm emisiune, da? Despre care se zice că ar fi trăit în nordul Mării Negre. Femeia liberator, femeia sfânt. Da, cazul Ioanei d'Arc. Femeia om de stat. Da, spre exemplu, Cleopatra. Femeia reper de moralitate. Da, Antigona. Vine în minte Antigona, cazul Antigonei. Ce frumos ați definit acest... Antigona este fiica lui Oedip, da, și este singura care îl va urma în... Ibegia lui, după ce el își va scoate ochii cu propriile mâini. Sigur că vom apela în conversațiile noastre la tot ceea ce înseamnă cultură și sunt bucuros să oferiți telespectatorilor sau să oferim cu formă de plural tot ceea ce este reprezentativ. Multă muzică, dar să nu spun eu chiar totul. Și mi-am mai dotat eu femeia dotată cu talent excepțional. Da, aici se pot da foarte multe exemple. Nu le dăm acum, dar știți, talentul e ca banul, ori îl ai, ori nu îl ai. Femeia, geniu științific, eu mă refer la Anna Aslan, de exemplu. Anna Aslan, Rosalind Franklin. Și iată multe alte exemple. Rosalind Franklin nu a primit premiul Nobel exclusiv pentru faptul că a murit de cancer și premiul Nobel nu se acordă niciodată post-mortem. Da. Să punem o cărămidă, să începem practic emisiunea. De multe ori începuturile, mai ales pentru un subiect nou, atât de generos, atât de vast, începuturile sunt uneori ezitante. Eu aș începe tot cu o întrebare. Sintagma Eternul Feminin mai este de actualitate? Oare nu e un subiect perimat? Eu am convingerea că Eternul Feminin rămâne Etern Feminin, așa cum i-a impresionat pe cei vechi,
ne impresionează și pe noi și îi va impresiona întotdeauna și pe cei care vor veni după noi. O primă ispostază, ați fost de acord cu, sigur, această scurtă prezentare, este numai un început, vor urma și alte titluri, poate vom schimba pe parcurs anumite titluri, să vedem exact cum decurg lucrurile, da? Să începem. Putem începe? Da, eu aș începe cu prima ipostază, femeia ca prezență fizică încântătoare și aș începe acest parcurs cu Elena din Troia. Celebra Elena din Troia. Ne ajută ca întotdeauna simpaticul nostru regizor, Andrei Florescu, pe care îl rog, iată Elena din Troia. Este văzută Elena din Troia de un pictor al de sfârșit de secol 19, Evelin de Morgan. Cine a fost Elena din Troia? A fost o femeie de o frumusețe răpitoare, care a generat, tocmai prin acest har al ei, războiul Troiei. Era soția regelui Menelau al Spartei și, la un moment dat, ea a fugit cu Paris. Paris era un tânăr, unul dintre fiii lui Priam. Da. Priam era stăpânul Troiei. Deci, ea își părăsește soțul, pleacă cu acest Paris, pleacă însă și cu toate bogățiile lui Menelau, deci practic îl pradă. Grecii se vor uni sub comanda lui Agamemnon și vor porni împotriva Troiei. Războiul Troiei va dura 10 ani. Se zice și se știe că Troia nu a căzut decât printr-un vicleșug, acel cal troian născocit de Ulise, care nu era renumit atât pentru forța lui fizică, nu ca Ahile, ci pentru mintea sa formidabilă. Ulise era în stare întotdeauna să găsească niște vicleșuguri prin care să învingă forțele răului. Se zice că Elena era cea mai frumoasă femeie din lume și chiar atunci când războiul era în curs, oamenii maturi și cei bătrâni din Troia o admirau. Cu toate că nepoții și fiii lor erau masacrați sub zidurile Troiei. Ce a fost Elena? Se întreabă istoricii și filozofii. Și ne întrebăm și noi. S-au întrebat întotdeauna istoricii și filozofii și ne întrebăm și noi. O jucărie a fatalității? Să știe de acel concurs de frumusețe. În fața lui Paris se prezintă trei zeițe, Afrodita, Hera și încă una, al cărei nume nu mi-l amintesc. Da. Și ele cer ca Paris să-i dea mărul pe care îl avea în mână, cele mai frumoase. Paris îl dă Afroditei, ceea ce va stârni animozități. Celelalte două zeițe se înfurie. Deci el cumva va fi pedepsit de acele două femei. În schimb, va fi răsplătită Afrodita, ea îi spune, îți voi da cea mai frumoasă femeie din lume. Și acea femeie va fi Elena. Elena din... Pot să vin și eu cu un citat în completare, da? Văd că ne-am încălzit. Homer. Pe femeie, tăcerea o înfrumusețează. Dacă sunteți de acord. Da, dar nu putem caracteriza eternul feminin categoric, dar tăcerea... Da. Cam greu. Bun, haideți să mai vedem o imagine. Să nu uit să spun că idealul vechilor greci era un... Echilibru între trup și suflet. Da, e corect spus. Idealul era un corp frumos, însă paralizat de un spirit cultivat. Da. Deci un spirit frumos într-un corp frumos. Ne putem face o impresie despre idealul vechilor de frumusețe al vechilor greci privind-o pe Venus din Milo, celebra statuie descoperită în secolul 19 într-o insulă din Mediterană. Ne putem face de asemenea o imagine despre frumusețea la egipteni privind-o pe Nefertiti. O frumusețe exotică, nu? O frumusețe exotică.
Da, imediat să vedem. Să trecem la următoarea. Da. Iată capul reginei egiptene. Nefertiti se traduce cam așa. Iată frumusețea care vine. Sau frumusețea care iată. Vine. Vine. Da. Să vedem și cealaltă imagine. Iată distincția acestei femei, modul în care ne impresionează foarte plăcut modul în care ea își ține capul. Parcă ar fi o floare pe un lujer fin. Gâtul este subțire, fragil și poate un pic mai lung decât normal, tocmai pentru a atrage atenția. Da, o observație fină, da. O altă femeie misterioasă a antichității este Cleopatra. Vă amintesc, până gata, avem și imaginea, vreau să vă spun că nu pot să nu amintesc cuvintele lui Pascal. Dacă nasul Cleopatrei ar fi fost puțin mai lung, atunci istoria umanității ar fi fost altă. O citare aproximativă. Da, pentru că ea a avut legături de dragoste cu bărbați care au deținut un mare statut de putere. Cezar a fost unul dintre ei, Marc Antoniu, altul. Această figură a atras mari spirite. De exemplu, Shakespeare a scris Antonio și Cleopatra, iar George Bernard Shaw a scris Cezar și Cleopatra. Este o figură controversată, aș zice. Dacă vedem chipul Cleopatrei pe monedele bătute de ea, ea a fost regina Egiptului. Da. Atunci nu suntem impresionați de femeia, de frumusețea ei, dar cu toate astea, unii istorici susțin că ar fi fost o femeie foarte frumoasă, răpitor de frumoasă. Alții susțin că nu ar fi fost frumoasă, însă în momentul în care începea să vorbească, devenea foarte seducătoare. Voi da un exemplu din opera lui Shaw. Ea l-așteaptă, George Bernard Shaw, Cezar și Cleopatra, ea l-așteaptă pe Cezar undeva lângă Sfinx. Da. Cezar are un moment de reflexie în fața acestei opere lăsate de vechi egipteni și la un moment dat ea apare și începe să-i spună că bunica ei este o pisică, a fost o pisică neagră, că sângele ei provine din apa Nilului și așa mai departe. Era o femeie extraordinar de inteligentă. Tot istoria, poate legendă, poate nu, ne spune că odată a întins un pahar de vin unui bărbat de seamă, apoi și-a scos o perlă extraordinar de scumpă și a aruncat-o în vin. Perla a început să producă bulbuci. Efervescentă, da? Da. Vinul a devenit efervescent și perla a dispărut. Vă dați seama ce efect avea un asemenea gest. Perla era extraordinar de scumpă. Domnul Bizicianu, să nu uităm nici pe Madame Bovary, Flaubert. Există în literatura universală pagini de o mare frumusețe dedicate femei. Unul din romanele celebre este Doamna Bovary de Gustav Flaubert. Doamna Bovary este o tânără femeie foarte frumoasă care eșuează într-o căsătorie, este nefericită într-o căsătorie și în final va aluneca în adulter. Da. Romanul a fost considerat imoral la apariție. Multă vreme. Lui Flaubert i s-au intentat proces după proces. Aceste procese i-au ruinat sănătatea, dar i-au adus celebritatea mondială. Romanul este astăzi consacrat. Aș vrea să mai spun ceva despre Cleopatra. Vedeți dumneavoastră, acest etern feminin despre care am spus că e foarte greu de definit. Și noi am avut curaj totuși să îl dezbatem. Da. A zice că este un concept gen argint viu, ceva care îți scapă.
mereu. Există o povestire celebră pe care ne-a lăsat-o Sadi, gânditorul arab de pe la 1200, deci sunt 800 de ani de atunci. Da. Ne spuneți și noi? Povestirea se numește Leili și Majnun. Leili și Majnun. Leili este nume de fată, care în limba persană înseamnă floarea de liliac. Sau floarea de liliac gata să înflorească. Leili era, după părerea lui Majnun, o femeie fermecătoare. Femeia care îl fermecase pe el. Pe de altă parte, el fiind un prinț, marele șah a vrut să o vadă pe această Leili. A trimis după ea, a văzut și n-a fost cu nimic impresionat. O considera prea slabă, poate chiar lipsită de farmec și așa mai departe. Și atunci l-a chemat pe Majnun. Marele șah l-a chemat pe Majnun și l-a întrebat: de ce? Ce ai găsit atât de frumos la această femeie? Cu ce te-a subjugat? Majnun răspunde: slăvite majestate, slăvite șah, ca să înțelegi farmecul pe care l-a aruncat această femeie asupra mea, trebuie să o privești prin fereastra ochilor mei. Trebuie să o privești prin fereastra ochilor mei, altfel nu vei înțelege. Se spune, foarte pe scurt, da, că frumusețea este în ochii privitorului. Privitorului, dar este incomplet. Frumusețea este și în ochii privitorului, este și în obiectul sau ființa privită. Nu? Da. Acest ten feminin depinde de foarte multe variabile, dintre care unele foarte bine ascunse. Inconștientul nostru le detectează, dar nu și conștientul. Aș vrea să trecem la eternul feminin în operele lui Puccini. Mă refer la Tosca, Madame Butterfly și Turandot. Înainte aș vrea să mai amintesc măcar câteva romane celebre, cum ar fi Middlemarch de George Eliot, o carte care pe mine m-a impresionat foarte mult. George Eliot este nume de bărbat. Da. În realitate este un pseudonim pe care și l-a luat o femeie de geniu, fiindcă și-a dat seama că dacă semnează ca femeie, romanul nu are nicio căutare. Este o capodoperă în care George Eliot reușește pagini de o mare, mare frumusețe. Pe urmă, Bellamy de Guy de Maupassant, celebra cartea lui Guy. Cu Bulgare de Seu. Și chiar Bulgare de Seu. Și chiar Bulgare de Seu. Bine, ca nuvelă este foarte interesantă. Forsyth Saga de Galsworthy. Thomas Mann, Muntele Vrăjit. Da, ești chiar... Nu se poate, după ce citești acest roman fluviu, nu se poate să nu rămâi pe gânduri. Este acolo o prezență feminină extraordinară. De o mare. Aș cita și din literatura română câteva scrieri mai puțin cunoscute. De exemplu, un roman foarte frumos de dragoste este Creanga de Aur. Creanga de Aur, semnat de Sadoveanu. Mihail Sadoveanu, da? Mihail Sadoveanu este un mare scriitor. Știm cine este, dar subliniem că este un mare scriitor. Da? Poate chiar un scriitor de tarie, de anvergură fenomenală, în sensul ăsta. Tot el a scris... Și alții îl compară cu ceahlăul literaturii românești și nu doar atât. Așa îl compară unii. Eu am auzit pe cineva spunând că Sadoveanu este unul dintre marii scriitori ai lumii. Frumos. Da. Și a scris de asemenea povestiri de dragoste. Este o carte groasă care conține povestiri foarte interesante. Unii l-au citit în adolescență și le-au rămas întipărite în minte. Am avut asemenea cunoștință. Un alt roman interesant scris tot de Sadoveanu se intitulează Locul unde nu s-a întâmplat nimic, după care s-a făcut și un film. Da. Un film de excepție. Ei, și acum să trecem la operele lui... Și mai sunt și alții, Drume, și alții, ce citeam noi... Nu putem să-i citim. Trebuie să ne cerem scuze față de cei pe care nu-i cităm. De exemplu, vine în minte acum romanul Pupa Rusa de Gheorghe Crăciun, un scriitor excepțional. Romanul a apărut acum câțiva ani și
asupra mea a produs o impresie excepțională. Frumos. Haideți să vedem exact, să revenim la ceea ce eu am anunțat deja, Eternul Feminin în operele lui Puccini. În Puccini, în opera, în operele sale apar trei, cel puțin trei. Da, exact, da, una, da? Prima, să zicem, Tosca, da. A doua, Madame Butterfly, a treia, prezență feminină extraordinară, fascinantă, este Turandot. Da. Se pare că Puccini m-a împrumutat acestor femei, acestor prezențe, acestor creații, elemente din viața sa reală. Tosca este o femeie nefericită, o mare cântăreață de operă, al cărei iubit va fi arestat și ea va face totul ca să-l salveze. Nu va reuși să-l salveze și în final va muri și ea. Se va arunca de pe zidurile închisorii. Sacrificiu. Madame Butterfly este femeia fragilă, credincioasă, o japoneză, care crede în dragostea unui bărbat, îl așteaptă ani de zile cu căldură, cu sinceritate, un american. El se va întoarce, însă se va întoarce căsătorit cu altă femeie și se va întoarce doar ca să ia copilul, rezultat din legătura celor doi, americanul și japoneză. În sfârșit, Turandot este o operă construită pe o povestire străveche chinezească. Turandot este o fecioară blestemată, da, aflată sub o vrajă rea. Ea îi trimite la moarte pe toți pețitorii, punându-le niște întrebări încălcite. Cine nu reușea să dea răspunsul corect era automat decapitat. Ei, nu se poate să nu aducem aici în șoc o mare interpretă, o interpretă de geniu a operei, a operelor. Eu zic că sunt mai multe interprete legendare, da? Sunt, da? Haideți să începem cu prima. Vreau da, să încep, da? Cu Maria Cebotari, pe numele ei adevărat Maria Ciubotari. Da? Deci Maria Cebotari, o vedetă de anvergură internațională prin anii 30-40 ai secolului trecut. Da. Să vedem niște imagini cu marea noastră cântăreață și actriță de film. Iar și o prezență impecabilă. Iată ipostază aici, da? Da. Aceeași Maria, da? Și aș vrea să o și vedem. Repet, a fost și actriță de film. Din, da, păcate, ni se păstrează foarte puține secvențe de film și nu sunt foarte bune. Pe vremea aceea, filmul se făcea pe role de celuloid, care celuloid se degradează în timp. A fost, totuși, o interpretă de săvârșită a Salomei, da? Da, a fost. Eu am un disc cu ea în care ea o interpretează pe Salomea din Strauss, opera lui Richard Strauss, excepțională. Da. De când am auzit-o, mi-a trezit interesul. Ei, eu propun să, deci, o vedem, o invitație să vedem într-un film, da? Vreau să o vedem într-o secvență în, da, care ea interpretează o mare cântăreață de opere de pe vremuri, numită Maria Malibran. Da. Maria Malibran a murit foarte tânără și a trăit în prima parte a secolului 19, deci pe la 1800-1830. Apelăm la serviciile lui Andrei să vedem și noi secvența. Sapete che cosa canterà la Sontag? Sì, Cenerentola di Rossini. Malibran, non occorre annunziarmi. Non più me. La Malibran. Sola
Da, am văzut-o, deci pe Maria Cebotari, excepțională Maria Cebotari, într-o arie de Rossini, din opera Cenușă Răsa. Aici ea era într-un duel cu o rivală de atunci. Maria Malibran era într-un duet, dacă vreți, cu o rivală a timpului. S-au mai duelat și alții, da. În imagine avem o interpretă de geniu a operelor pucciniene, o interpretă legendară, Maria Callas. Din a doua jumătate? Da, din a doua jumătate a secolului. Da. Pe care sigur că nu trebuie să o uităm. Nu va fi niciodată uitată. Ea provoca niște scandaluri extraordinare în teatrele în care juca. Și am auzit că la un moment dat unul dintre dirijori, după ce s-a certat rău cu ea, și a revenit și a zis: sunt sigur că eu nu voi rămâne poate în istorie decât prin aceste scandaluri pe care le-am avut cu Maria Callas, dar ea va subzista. Și subzista. Din păcate, ea și-a pierdut vocea pe la 50 de ani, când urca în acute, glasul o lua razna, glasul ei devenea un fel de scârțit de ușă. Nu mai avea control, da. Da. Pierderea vocii este o mare angoasă pentru mari cântăreți. Posibilitatea de a-ți pierde vocea este o mare angoasă. Ei, aș vrea acum să trecem la o canțonetă. Numai puțin înainte de o mare muzicalitate. Înainte de canțonetă, să ne gândim bine dacă începem acum, pentru că ne apropiem de finalul primei părți și o terminăm, și apoi să pronunț eu cuvântul magic, publicitate, sau după pauză, când considerați? După pauză. Deci publicitate, da? Da. Sunt în partea a doua a emisiunii Oameni cu Poveste, pe care am intitulat-o Eternul Feminin în capodoperele lumii, prima emisiune din ciclul Eternul Feminin, femeia ca prezență încântătoare, invitatul meu, doctor matematician, inginer electronist, biolog, Eleodor Bistriceanu. Domnul Bistriceanu, iată că suntem imediat după pauză și am spus să ne grăbim încet, deoarece ați pronunțat în finalul primei părți numele unei canțonete de mare succes, celebre, O Sole Mio. Vă rog! În primul rând, ce înseamnă O Sole Mio? O Sole Mio înseamnă O Soarele Meu. Spuneți-ne povestea acestei canțonete, vă rog. Autorul muzicii, vreau să o ascultăm, da? Neapărat. Autorul muzicii este Eduardo Di Capua. Da. A scris această strălucită piesă în jurul anului 1900, mai exact pe la 1898. Deci vom asculta o piesă veche de 120 de ani, la fel de actuală, probabil. Da. Se zice că a scris-o undeva pe malul Mării Negre, fiind la Odessa, după ce cunoscuse o prezență feminină încântătoare. Dar să mai adăugăm, care câștigase un concurs de frumusețe. Acea femeie deci, câștigase... Cuvântul frumuseții, un cuvânt cheie, să nu dacă uităm. Dumneavoastră credeți în concursurile acestea... Nu, dar sunt concursuri și concursuri. Dar nu mă refer la concurs de împrejurare, vă rog.
Aș vrea să ascultăm, mai întâi, în interpretarea marelui tenor italian Beniamino Gigli. Da. Deci, O Sole Mio. Vă rog să aplaudăm și noi. Secvența este dintr-un film. Beniamino Gigli a fost și actor de film, a făcut mai multe filme. Și dacă îmi dați voie, v-am rugat să-mi dați o traducere, să spunem, liberă, nu chiar aproximativă. Liberă. Da? E foarte important să înțelegem despre ce este vorba. Categorică, ce cântă cel care cântă. Traducerea ar fi cam așa, liber. Vă rog. Ce zi, cât de frumoasă este o zi însorită, mai ales după ce cerul a fost întunecat, mai ales după ce a fost furtună și ploaie. Ce frumoasă este o zi însorită. Dar un alt soare văd acum în fața ta, iubita mea. Mai departe. Când se înserează, după ce soarele apune, după ce se înserează, îmi simt sufletul copleșit de tristețe. Aș vrea să stau sub fereastra ta. Versuri foarte, foarte frumoase. Bine, repet, simțire, este o traducere liberă. Da, am înțeles. Și prescurtată. Da, categoric. Ideea e că e foarte important să înțelegem ce cântă, ce se cântă. Domnul Bisicianu, nu putem să-l uităm pe Richard Strauss cu ultimele 4 cântece, de care vă rog să faceți vorbire. În primul rând, eu am fost întotdeauna impresionat de marea soprană Elisabeth Schwarzkopf, pe care aș dori să o vedem într-o poză. Da, se vede în imagine. Din păcate, este o interpretă legendară de lied. Nu? Nu numai de lied, dar și de lied. Legendară de lied. Că este una dintre marile interprete ale... Este una dintre marile interprete de opera și de lied. Și strălucește prin, și prin frumusețe, ca prezență fizică feminină. Aș vrea să o ascultăm în ultimele 4 cântece de Richard Strauss. Să le nominalizăm. Înainte de a merge mai departe, să spun ceva chiar despre aceste ultimele patru cântece. Deci lucrarea se numește Ultimele 4 cântece și este semnată de Richard Strauss. Strauss, marele muzician al secolului 20, a scris
această compoziție când avea peste 80 de ani. Se simțea slăbit. Muzica este o mare, mare frumusețe și este inspirată de câteva poezii. Cele patru cântece se numesc respectiv Primăvară, Septembrie, La culcare și La sfințit. Sau La apus, da? Celălalt lucru, da. Poezia sau versurile din La culcare sunt scrise de Hermann Hesse, iar versurile ultimului cântec, La sfințit, La apus, Im Abendrot în germană, sunt scrise de un poet al secolului XIX, Eichendorff. Da? Se zice că Richard Strauss ar fi fost sedus de aceste versuri. Hai să ascultăm, pe marea Elisabeth Schwarzkopf în ultima parte a acestei creații muzicale excepționale. Se zice despre aceasta că le-a alinat ultimele clipe multor muribunzi care sufereau de boli necruzătoare. Terapie. Deci, să ascultăm pe Elisabeth Schwarzkopf.
Acest ciclu, ultimele patru cântece de Richard Strauss, el, compozitorul, l-a dedicat soției lui. Un dar. Un dar care rămâne însă, după pentru cum omenire. Vedeți, un dar pentru umanitate, acord, da. Pentru posteritate. Este un o capodoperă. Da. Acest ciclu de patru cântece este, de fapt, o meditație asupra vieții. Primăvara, septembrie, la culcare l-a sfințit. Dar o meditație mai ales asupra marii treceri, care este moartea. Repet, Richard Strauss se considera foarte slăbit, avea mai mult de 80 și probabil își simțea sfârșitul aproape. Foarte impresionante sunt versurile din L-a sfințit, ultimul cântec. Rob. În germană, Im Abend, Rot. În românește spuneți, nu? Eu voi spune în românește, o traducere liberă. Vă rog. Am trecut împreună prin dureri și bucurii, mână în mână. După tot acest zbucium, hai să ne odihnim în acest ținut liniștit. Dealurile din jurul nostru se arcuiesc în lumina de-a sfințita soarelui. Două ciocârlii se avântă în înaltul cerului. Vino aproape. În curând va fi timpul să dormim. O, vastă pace, atât de adâncă în strălucirea cerii, cât de obosiți suntem de hoină reală. Este oare acesta un semn al morții? Deci, este marea întrebare legată de ce va fi. Aș vrea să fac aici o legătură cu marele nostru poet Eminescu. Poezia Trecutau anii, de fapt sonetul Trecutau anii. Chiar vă rog. Eminescu scrie, trecutau anii ca nouri lungi pe șesuri și niciodată n-au să vină iară, căci nu mă încântă azi cum mă mișcară povești și doine, ghicitori, resuri. Și la sfârșit versuri zguduitoare. Pierdute totul în zarea tinereții și mut e glasul dulce al altor vremuri, iar timpul crește în urma-mi, mă întunec. Nota bene, Eminescu scria aceste versuri nu la 80, nu la 60, ci la poate 30. Aceeași idee o întâlnim în opera eminesciană, în poezia Peste vârfuri. Peste vârfuri trece luna, codruș bate frunza lin, dintre ramuri de arin, melancolic cornul sună. Și Eminescu se va întreba, mai sunavei dulce corn pentru mine vreodată. Poezie, aceste două poezii sunt o mare frumusețe. Da, categoric. Iată deci că Eminescu se înfrățește cu marii poeți ai lumii, cu marii muzicieni ai lumii prin orientarea sa filozofică. Să nu uităm că Eminescu a studiat filozofia. Eminescu a studiat filozofia. Schopenhauer. Da, Schopenhauer a produs o mare impresie asupra lui. De asemenea, Richard Strauss a făcut 2 ani de filozofie, după care s-a retras de la filozofie în favoarea muzicii. Richard Strauss. Înțeles, de care ați făcut vorbire. Bun, dacă nu mai aveți nimic de adăugat, aș vrea să mai punem o cărămidă. Da. Și anume, cu eleganța dumneavoastră, aș vrea să treceți la Primăvara, Nașterea Venerei, operele lui Botticelli, care aduc în prim plan femeia angelică, nostalgică, nu înainte de a-l cita, dacă îmi permiteți, pe Octavian Paller, sigur, după ce a fost și citit. Mă refer la Octavian Paller, Eul detestabil, titlul Albatros 2005, în special la capitolul 4, Reverii vulnerabile. Iată ce spune domnia sa. Cu visarea lor resemnată, cu nările lor fine, fremătânde, cu grația lor ușor maladivă, cu buzele palide și tremurătoare, cu privirile languroase, auzind continuu, parcă o muzică pe care urechile noastre nu o percep,
Ele s-au obișnuit să locuiască într-o cetate care a prețuit totdeauna mai mult jocul subtil al spiritului decât visul. Dar au ceva în aerul lor de victime frumoase. Iar Venera lui Botticelli pare mai curând o necunoscută venită la Florența, nu din Olimp și nici dintre ruinele templelor grecești, din ținuturile de nicăieri și de oriunde ale melancoliei. Am citit undeva că melancolia e un produs al epocilor fericite. Foarte frumos citatul din regretatul Octavian Paler, om de cultură. Da. Nimeni nu putea să vorbească mai frumos despre operele lui Botticelli, dar să ilustrăm prin Primăvara și prin Nașterea Venerei, două picturi ale marelui pictor renascentist. Deci Primăvara, pictată pe la 1482, și să vedem și Nașterea Venerei. Picturi populate de femei de o mare frumusețe, fragile, înalte, dar care parcă au o anumită tristețe în privire. De unde vine această privire nostalgică? Eminescu vorbea despre acea veselie nestingibilă a fetelor tinere. Iată că în opera lui Botticelli avem de-a face cu niște tinere femei care însă poartă o anumită tristețe în privire. Parcă degajă un aer de tristețe. De unde vine aceasta? Poate din viața lui Botticelli însuși. Nu știe nimeni. Și aș vrea acum să trecem la un alt moment, și anume Logodna. Moment de mare solemnitate. Și important. Și foarte important din viața unei femei. Există două capodopere, Logodna Fecioarei Maria de Rafael Sanzio, 1504, și apoi Logodna Fecioarei de El Greco. Sigur că una e să vezi două reproduceri și alta e să vezi picturile, să fii în fața. Să rămânem puțin asupra lor, un scurt comentariu. Frumos că ați adus... El Greco. Pe mine m-a impresionat această pictură de când am văzut o reproducere în vechiul dicționar al limbii române, dicționarul explicativ. Uitați-vă la coloritul lui El Greco. Se vede mâna măiastră a pictorului atins de aripa geniului. Apropo de femeia fecioară, ea în tradiția populară este înzestrată cu o anumită putere, o putere remarcabilă. De exemplu, dacă un condamnat la moarte este cerut în căsătorie de o fecioară, acel condamnat la moarte este iertat. Pedeapsa se suspendă. Nu se suspendă, se anulează. Da. Această idee o întâlnim la toate popoarele. De exemplu, la noi apare în Răzvan și Vidra de Bogdan Petricei cu HD-ul. Apare de asemenea în Cocoșatul de la Notre-Dame de Victor Hugo. Da. Deci, poporul, etosul popular atribuie o forță formidabilă acestor femei pure. Dacă vreți, aș putea exemplifica prin niște versuri din Eminescu. Da, dacă n-ar fi Eminescu. Poezia atât de fragedă. Eminescu este unul dintre mari poeți ai lumii. Îmi pare rău că în acești 31 de ani a fost lovit și discreditat. Poezia atât de fragedă. Deci abia atingi covorul mare. Atât de fragedă te asemeni cu floarea albă de cireș. Și ca un înger dintre oameni, în calea vieții mele ieși. Abia atingi covorul moale, mătasa sună sub picior. Și de la creștet până în poale. Plutești ca visul de ușor. Iată, deci, femeia tânără, virgină, în viziunea lui Eminescu. Același Eminescu este extraordinar în Floarea albastră. Floarea albastră, a murit iubirea noastră. Și nu doar atât, foarte frumos. Da. Aș
Vreau să ascultăm serenada lui Schubert, o capodoperă scrisă de un geniu care a murit la numai 31 de ani. Mai întâi, ce este o serenadă? Pe vremuri, tinerii bărbați cântau cântece de dragoste sub balcoanele celor pe care vreau să le cucerească. Foarte frumos, da? Da. Ei, să ascultăm serenada lui Schubert în interpretarea unei femei foarte frumoase, Dorothea Rass. O interpretare de excepție a celebrei serenade a lui Schubert. Schubert a murit la 31 de ani, dar a lăsat în urma lui o operă formidabilă. Domnul Bistricianu, aș vrea să ne întoarcem la anii 40, la anii 54, mai concret la arta spectacolului. Mă refer la arta declamării, la muzică, la dans.
Vreți să ne întoarcem la ceea ce se numește spectacol total. Total, da. Ca artă sincretică, exact, nu? În care vedem dans. Arta sincretică. În care vedem dans, cânt. Și muzică. Muzică dans, și... Dans, cânt și vers. Corect. Da. Vă rog. Cred că un exemplu foarte bun... Eternul feminin. Da, cred că un exemplu foarte bun este oferit de celebra Rita Hayworth. Da, eu cred că mai bine... Aș dori să o vedem într-o secvență din filmul Gilda, făcut în 1946. Cu Amado Mio? Amado Mio, care înseamnă iubitul meu sau iubirea mea. Rămânem pe Amado Mio. Amado Mio, love me forever and let forever. Trebuie să aplaudăm, trebuie să aplaudăm. V-am văzut că în sfârșit zâmbiți, e normal. Deci extraordinară Rita Hayworth, care era și o mare dansatoare. Da. Nu numai o mare actriță. Secvența este antologică și va rămâne în istoria, artei. E foarte important să înțelegem ce cântă. Chiar vă rog, exact, da. Deci iubitul meu. Iarăși, melodia Amado Mio înseamnă iubitul meu sau iubita mea. O traducere aproximativă. Vă rog. Iubitul meu, iubește-mă pentru totdeauna și să începem acel totdeauna în seara asta. Iubitul meu, când suntem împreună, sunt într-o lume a viselor dulci și plăcute. Iubitul meu, de multe ori am șoptit, a fost doar o frază. Am auzit-o de câteva ori în teatru și am jucat-o și eu uneori. Dar acum când îți spun Amado Mio, iubitul meu, aceste cuvinte vin din inima mea. Te vreau mereu, te iubesc, dragul meu, aș dori să te îmbrățișez și să te țin strâns. Acestea sunt, deci, versurile într-o traducere imperfectă, desigur. Va aparține traducerea, nu? Din engleză. Din engleză, corect, da. Dar oricum s-a înțeles, au fost anii 40. Adică, anii 54, avem iar o surpriză deci, plăcută. Dacă da? Rita Hayworth a fost steaua cinematografiei mondiale în anii 40, sau una dintre, probabil cea mai proeminentă, în anii 50 apare o nouă stea, este Marilyn Monroe, nefericita Marilyn Monroe. Aș vrea să o vedem tot într-o secvență de film, Râul fără întoarcere, din 54, anul 1954. Deci, Marilyn Monroe, deci. Fără întoarcere. If you listen, you can hear it call. The river of no return. Sometimes it's peaceful, and sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return.
swept on forever to be lost in the stormy sea. I can hear the river call. Can hear my lover call, come to me. No return. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone forever down the river of no return. Are să o aplaudăm și noi, da? Da. Acum ne-ați obișnuit cu o traducere, vă rog. Excepțional talent. Înainte de aceasta aș vrea să spun că ambele actrițe au o dicție perfectă. S-a văzut. Deci, distincție, talent, frumusețe, toate acestea dublate de strălucirea tinereții. Versurile, deci, râul fără întoarcere, River of No Return. Există un râu numit râul fără întoarcere. Dacă asculți cu atenție, auzi chemarea lui. Acest râu este uneori liniștit, alteori agitat, chiar sălbatic. Dragostea este un călător pe acest râu, fără întoarcere, călător care va sfârși în marea plină de furtuni. Aud chemarea râului, aud chemarea iubitului meu. Mi-am pierdut iubirea pe acest râu și inima mea va tânji întotdeauna. Pierdută pe veci pe acest râu fără întoarcere. Tu nu te vei întoarce niciodată la mine. Acestea sunt versurile într-o traducere, încă o dată, inexactă. Mai aveți de făcut vorbire despre versuri, despre interpretă? Dacă nu, nu vă lăsăm. Mi-au plăcut foarte mult aceste două interprete și am ținut foarte mult să mulțumim frumos. Poate am mers prea mult în trecut, așa că hai să ne întoarcem în prezent pentru a admira o diva a prezentului, Aida Garifulina. Rusoaică, se pare că tătăroaică, sau în orice caz cu trăsături de tătăroaică. Cu ce va interpreta? Vreau să ascultăm în elegia, în celebra elegie a lui Masne. A lui Jules Masne, da. Care elegie este o meditație asupra unei dragoste pierdute.
aveți și o traducere liberă. Câteva foarte, versuri. Foarte important să înțelegem exact, versurile. Foarte important. Deci, Elegie de Jules Massenet. O, dulci primăveri ale sezoanelor înverzite de altă dată, v-ați dus pentru totdeauna. Nu mai văd cerul albastru, nu mai aud ciripitul plin de veselie al păsărilor. Și, luând pentru totdeauna fericirea mea cu tine, iubirea mea, ai plecat pe drumul tău. Degeaba se întoarce primăvara? Da, niciodată nu se întoarce. Soarele strălucitor a plecat cu tine, zilele fericirii s-au dus pentru totdeauna. Cât de pustie și rece îmi este inima, totul este vestejit, uscat, pentru totdeauna. Aș putea face o comparație cu versurile din finalul poeziei atât de fragedă, dacă îmi permiteți. Da, vă rog, da, Eminescu. Eminescu. Te duci și am înțeles prea bine să nu mă țin de pasul tău, pierdută veșnic pentru mine, mireasa sufletului meu. Că te-am zărit, este a mea vină și veșnic n-o să-mi mai iert, spăși voi visul de lumină, tinzându-mi dreapta în deșert. Și o să-mi răsai ca o icoană a pururi Virginei Marii, pe fruntea ta purtând coroană. Unde te duci, când ai să vii? Aceasta este, deci, elegia. Aceasta a fost elegia lui Massenet și aș propune pentru comparație da. Să ascultăm un minut din aceeași elegie, însă interpretată de basul Chaliapin. Legendarul. Acum 100 de ani, totuși. Înregistrarea este făcută în urmă cu 100 de ani, da? Da? În 1931. Da? Bun. L-am ascultat pe Fyodor Chaliapin, mi-a plăcut foarte mult, dar aș vrea din partea dumneavoastră să vină o comparație. Din punctul meu de vedere, în interpretarea marelui Chaliapin, transpare emoția. El trăiește efectiv ceea ce cântă. De aceea a rămas o legendă alături de Enrico Caruso. Noi nu putem, eu nu vreau... Mie nu-mi place să fac comparații între doi cântăreți. Da. De exemplu, nu-mi place să mi se spună că Beniamino Gigli nu a fost cel mai mare tenor al secolului. Asta-s clișee, e adevărat. Ca, da. Exact. Da. Este clișeism. Da. Nu mă interesează așa ceva. Dar oricum sensibilitatea am văzut. Într-adevăr. Și eu nu am înțeles nimic din limba rusă de aici. Bănuiesc că mulți. Da. El veche. Trăiește ceea ce cântă. Da. Care este rolul operei de artă? Este acela de a ne emoționa. Sunt da. În fața unui tablou, mă emoționează. Aceea este arta adevărată. Ascult o piesă muzicală, sunt emoționat uneori până la lacrimi. Aceea este arta. Dacă nu-mi spune nimic... Perfect. Eu aș vrea să mai spuneți dumneavoastră ceva. Deci, repet, sunt obligat să ne apropiem de final. Iar repet, ne grăbim încet. Dacă mai aveți un adagio la ceea ce noi am spus în titlu, Femeia ca prezență încântătoare. Aș vrea să mă refer în final la celebrul mit al grecilor antici.
Pygmalion și Galatea. Da, vă rog. Este o fascinantă poveste despre puterea dragostei, puterea dragostei pentru o femeie. Iată aici o pictură a lui Jean-Léon Gérôme și putem vedea încă una. Da. Ambele realizate în jurul anului 1900. Se pare că Gérôme și-a făcut un mulaj din gips și apoi a pictat după acestea diferite poziții. Nu? Vedem, de fapt, aceeași temă în două ipostaze diferite. Despre ce-i vorba în acest mit sau basm, dacă vreți? Mi se va spune că este, mi se va spune poate că este o simplă poveste. Nu, este o poveste și încă ce poveste. Deci, Pygmalion, nemulțumit de Pygmalion este un tânăr care, nemulțumit de viața din societate, la un moment dat se retrage în liniștea atelierului său, el fiind sculptor, și se gândește să sculpteze o femeie. Își va face planurile și va începe lucrul. Pe măsură ce lucrul avansează, el devine din ce în ce mai concentrat asupra lucrării. Uneori nu doarme nopți întregi gândindu-se cum să finiseze o sprânceană, o falangă, unui deget, o încheietură, un rit și așa mai departe. După ani de muncă în care nimeni nu mai vede pe stradă, Pygmalion își finalizează opera și invită pe prietenii săi să o vadă. Aceștia vin și în locul glumelor obișnuite care se fac între tineri, se lasă o tăcere adâncă. Este tăcerea care anunță capodopera. Este tăcerea, înmărmurirea în fața unei opere de artă excepționale. Pygmalion își reușise să făurească o capodoperă. Acea femeie era capodopera lui, ieșită după ani de muncă și gândire. Mai departe, ne spune legenda, această femeie ieșită din mâinile sculptorului este atât de frumoasă încât Pygmalion se îndrăgostește de ea. Deci sculptorul se îndrăgostește de propria sa operă de artă. Și el își dă seama că nu mai are nicio ieșire din acest moment și atunci îi roagă pe zei ca Galatea, statuia, să fie însuflețită. Afroditei, zeița dragostei, se face milă. Și atunci Galatea, statuia, prinde viață. Acesta este extraordinarul mit al lui Pygmalion și al Galatei, care are o mulțime de sensuri. Un prim sens este o primă valență, este puterea extraordinară a unei mari iubiri, nu? Iubirea lui Pygmalion pentru statuie o va însufleți. Un alt sens pe care îl desprindem este acela al puterii formidabile a artei. Arta are puterea de a-l transforma mai întâi pe el. Da. Pe cel care a executat opera de artă. Domnul Bisticianu, a fost, deci la Perfectul Compus, și prima emisiune dedicată Eternului Feminin, pe care am intitulat-o Eternul Feminin în capodoperele lumii, Femeia ca prezență încântătoare. Vreau să vă trageți puțin sufletul, să pregătim pentru noastră, vă rog, morala acestui prim episod, cu ce trebuie să rămânem noi, și vă cer permisiunea să-l amintesc din nou pe Dumas tatăl, mă refer la romanul Mohicanii Parisului 1857, să amintesc de expresia lui eternizată, universalizată, cherche la femme, toujours cherche la femme. Și aș încheia cu Camil Petrescu cu un citat despre frumusețe care îi aparține. Dacă n-ai văzut încă o femeie care iubește, atunci n-ai văzut niciodată o femeie frumoasă.
Da, este foarte profund ce spune Camil Pătrescu, de altfel un scriitor de mare talent. Uite, îmi pare rău că nu l-am citat. Patul lui Procus este un excepțional roman de dragoste. Dar mai avem timp, în alte emisiuni. Camil Pătrescu reușește pagini de o mare tensiune și de o mare frumusețe. Și tot de la Camil Pătrescu știm că frumusețea este dată de un complex de factori. El vorbește despre inflexiunile vocii unei femei care iubește. Zice el într-un loc: ascultați cum dă o femeie ordin servitoarei, iar un glas alb, tern. Și ascultați de asemenea cum vorbește cu iubitul ei. Și de asemenea, când vorbește o femeie frumoasă, e bine să te uiți și la ochii acelei femei. Mă rog, încă parole. Eternul feminin este un complex în care sunt ascunse foarte multe variabile. Este o provocare, este o provocare. Deci există o morală? La moral de la moral? Cred că întotdeauna femeia va fascina. Da. Cred că întotdeauna eternul feminin va rămâne un necunoscut și e foarte bine să fie așa. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, spunea Blaga într-o poezie celebră. Frumos spune. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Oameni cu Poveste, mulțumește în primul rând carismaticului invitat, domnului doctor matematician, inginer electronist, biolog, Eleodor Bistriceanu, sau mai cald, Puiu Bistriceanu. Și noastră vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru fidelitatea cu care ne urmăriți și vă promit, ca de fiecare dată, că vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! Epilog. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorii, căci dacă omul cu poveste, cu omul și povestea este, să crezi povestea te îndeamnă, că omul ei ceva înseamnă. Profesor universitar emerit, doctor inginer, Corneliu Berbente, Politehnica din București.